Așa arăta pe 4 mai râul care astăzi este doar un firicel de apă. Umflat, râul a distrus atunci garduri, a intrat în casele oamenilor, a luat păsări și animale și a distrus mobilă și aparatură electrocasnică. Țătenii din Gvardinița își amintesc și acum cu groază de clipele prin care au trecut. În casă mi-a intrat, în casă din... Am scos animalele ce am avut, m-am mai venit vecini și m-a ajutat. Mi-e rău de mirosul ăla, de mizeria aia care e acolo, că nu pot să fac nimic până nu usca. Dumneavoastră aveți tot în apă pe aici? Tot. Uite, eu n-am nici paturi băgate, sunt pe afară. Le-ați dat să se usuce? Păi alea le mai pot băga să dorm cu nasul în ele, că e pământul în ele. Aici ați avut ciment? După codurile anunțate în ultimele zile, oamenii încearcă să-și protejeze gospodăriile. Acum am pregăteam mașina, ca nu mai am frâne pe ea, să plec la Craiova, să iau vreo 100 de sace de rafie din depozit și să încarc cu nisip, să-mi pun tot nisipul care l-am în curte și îl foloseam pentru construcție, să-i încarc, să-i pun acolo să-mi fac un zid. Dacă oamenii stau cu frica în sân, autoritățile din Bălăciță au fost deja alertate că apele ar putea năvăli din nou. Avem pe drum o mașină de la Apele Române care ne aduce nisip să putem să încărcăm saci de nisip pentru baraje dacă este nevoie în calea apei. La Bălăciță au fost inundate 20 de case, 50 de gospodării și au fost afectate 17 fântâni, din care oamenii nici acum nu beau apă. Autoritățile nu au estimat încă valoarea totală a pagubelor. Același scenariu e drept la scară mai mică și în apropiere de Târgu Jiu. Ne-au omorât păsările, ne-a inundat, eu ce și nouă recolta. Și acum ce să facem? Păi și mie voastră ce să facem? O să vină alta, ne omoră. Iar vine apa. Iar vine. Și hidrologii au emis cod portocaliu de inundații începând de miercuri ora 9 până vineri la ora 18 în 4 județe din sud-vestul țării. Codul portocaliu este valabil pe râurile Drincea, Mehedinți, Deznățui, Dolj, Pejiu și pe afluenții săi, județele Hunedoara, Gorj, Mehedinți și Dolj.